Un constructor ce desfășoară lucrări pe raza localității Turcinești a fost amendat de Garda de Mediu Gorj după ce comisarii au constatat că sistemul de canalizare al comunei se vărsa în râul JIU. Acțiunea a avut loc în urma unor sesizări ajunse la Garda de Mediu Gorj. Constatările au fost efectuate împreună cu reprezentanții sistemului de gospodărire a apelor, care au preluat pentru analiză probe de apă. Pentru remedierea deficiențelor constatate a fost stabilit Primăriei Turcinești un program de măsuri cu termene, iar constructorului a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 30.000 de lei.